Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Sunt profesor Nicolae Drăgulă Nescu, președinte de onoare al Federației Asociațiilor de Consumatori din România. În această seară avem plăcerea să-l avem în mijlocul nostru pe domnul profesor Denis Buican, venit special la București, profesor la Universitatea Paris 10, savant de renume internațional, cum se spunea odinioară, dar un adevărat savant, filozof, istoric al științelor, scriitor și mai presus de orice biolog. Domnul profesor s-a născut în decembrie 1934 în București, fiul lui Dumitru Peligrad, boier și filantrop din mărginimea Sibiului. Este considerat de marile larusuri, de marile enciclopedii, precum Grand Larus Universal, The International Who is Who in France, Dictionnaire Hachette sau Le Petit Robert, ca unul dintre cei mai valoroși evoluționiști, unul dintre cei care au pus bazele acestei științe în Franța și mai ales cel care a descoperit o nouă teorie a evoluției, teoria sinergică, care este bazată pe selecția multipolară, o să vedem imediat despre ce este vorba, și autorul unei noi teorie a cunoașterii, biognoseologia. Despre toate acestea glăsuiesc mai presus de orice aceste circa 50 de cărți pe care le am în fața mea. Sunt opera de o viață a domnului profesor Denis Buican. Editate în 4 limbi, italiană, spaniolă, franceză, română, portugheză. Multe și mai multe limbi și în chineză chiar. Așa, și în chineză. Ele și în grecește. Mărturisesc despre viața de scriitor, despre o întreagă viață dedicată cărții, împărtășirii cunoștințelor științifice celor care au nevoie de ele. Domnul profesor a plecat din țară în 1969, avea 35 de ani. Domnule profesor, cum ați plecat, de ce nu v-ați mai întors, ce ați reușit să faceți în primii ani în Franța? Am plecat din țară cu prilejul unui congres internațional. Bineînțeles cu o viză limitată la o lună, cum se dădea atunci, și plecând până la urmă la invitația președintelui Pompidou prin gura lui Pierre Lazareff, care era un mare jurnalist, și invitația personală a lui Jacques Chaban-Delmas, care era atunci prim-ministru, am rămas ca să îmbogățesc, după expresia lor, Franța cu ceea ce numeau alții valoarea științifică, filozofică și culturală pe care credeau că o am și pe care poate am dovedit-o și după aceea. În 69, când ați plecat, erați deja doctor în genetică. Bineînțeles că am plecat din țară după ce am susținut prima facultate, inginer agronom, cu o teză de biofizică în 1956 și la recomandația profesorului academician Ionescu, George Ionescu și Șești, a fost singura teză de diplomă din istoria tuturor universităților românești care s-a susținut public ca o teză de doctorat, scutindu-mă de celelalte examene obligatorii la diplomă. Susținerea a fost făcută public și, bineînțeles, calificativul a fost maxim după aceasta, fiindcă era o contribuție originală în domeniul biofizicii și electrogeneticii și radiogeneticii și radiofiziologiei românești. Deci în 69 aveați deja un titlu de doctor obținut în România și ulterior ați mai obținut încă două titluri de doctor de stat. Aveam deja, când am plecat în Franța, deci inginer agronom, un doctorat în genetică obținut în Țara Românească în 1961, o facultate de filozofie pe care am terminat-o în 1969 și, de asemenea, am plecat în Franța cu cercetările experimentale din laboratorul pe care l-am creat în România și care fusese distrus de 3 ori în timpul afacerii Lysenko, iar biologul favorit al lui Stalin, iar în Franța doctoratul de stat în științe naturale susținut în 1970 la Facultatea de Științe din Paris a fost susținute cu datele experimentale obținute în laboratorul din țara de origine pe care l-am condus. Și în 1983 ați mai luat încă un doctorat, de data asta doctorat de stat în litere și științe la Universitatea Parisului. În 1983 am luat și doctoratul de stat în științe umane pe care l-am susținut la Sorbona.
pe, având în vedere cercetările, istoria și filozofia științii pe care le făcusem între timp în Franța. Deci, domnul profesor are 3 doctorate. Oare câți români, câți compatrioți de-a noștri s-ar putea mândri cu acest titlu? Are 50 de cărți scrise. Eu nu mă mândresc nici cu titlul, nici cu cărțile. Da, fiindcă ce? Altfel cred că cărțile și valoarea nu se măsoară în cărți kilogram și valoarea nu se măsoară în titluri. Cum spunea tata Dumitru Peligrad, ucis în timpul teroarii staliniste în 1951 în închisoarea de la Caransebeș, au nevoie să-și cei mai mulți să-și atârne diplomele în cui pe perete ca să se vadă că le au. Eu cred că ceea ce dă valoare este ceea ce aduci nou științei, istoriei sau filozofiei, asta dă valoare cărților, adică originalitatea gândirii, iar titlurile nu fac să fie decât îmbrăcămintea exterioară a forții interioare creatoare. Cred că sunteți prea modest. Această carte, domnilor, Revolution de la Revolution, a luat premiul Academiei Franceze în 1989. Cât francezi se pot mândri cu așa ceva? Dumneavoastră nu vă mândriți, domnule profesor? Nu cred că poți fi mândru de ceea ce dai. Eu mi-am făcut mie într-un fel mie versurile celebre ale poetului latin Marțial. Un singur bun nu-ți poate răpi nici când fortuna. Ce-ai dăruit la alții e pentru totdeauna. Că toate spiritoare să fii cât de bogat, iar ție nu-ți rămâne întreg decât ce-ai dat. Sau, dacă vreți, într-o formulă încă și mai lapidară, poate mai apropiată de la lapidaritatea poeziei latine, s-ar putea spune în modul acesta că singurul bun ce-ți rămâne este numai ceea ce dai altora. Am întâlnit concepția asta și la cei care cred în reîncarnare în Tibet. Ideea era că nu te poți reîncarna în om decât dacă îți meriți viața pe care ai trăit-o. Și printre altele, asta trebuia să nu, faci. Nu cred că trebuie să ne referim nici la superstiții iudeo-creștine, nici islamice, nici tibetane, trebuie să ne referim numai la valoarea științifică, fiindcă numai cunoașterea științifică este singura probată. Eu rămân modest din punctul de vedere al teoriei cunoașterii, sunt agnostic, adică consider că limitele cunoașterii umane face ca să nu ajungem niciodată la absolut, la lucru în sine, cum îl numește Kant. Însă nu trebuie să botezăm incognoscibilul, nici nimic, nici Dumnezeu, nici Krishna, nici Buddha. Cu toate astea am o profundă admirație și o profundă afecțiune pentru filozofia critică a lui Buddha. Am o profundă admirație și o profundă afecțiune pentru critica marelui moralist și marelui psiholog care a fost Iisus din Nazaret, însă nu pentru religiile care au ieșit din aceste doctrine și care nu au adus decât la la războaie de religii, la vărsare de sânge și până la urmă la singurul Dumnezeu concret pe care omenirea l-a cunoscut de la început până la sfârșit. Din păcate este vițelul umflat în bou de aur pentru care am un desăvârșit dispreț. Asta l-ați cunoscut pe Mircea Eliade. Da? Dar sigur l-am cunoscut pe Ionescu, pe Cioran, pe Mircea Eliade. Mai apropiat am fost cu Cioran, fiindcă ne consideram adevărați compatrioți. Tata venea din Săliștea Sibiului, el era din Rășinari, deci eram compatrioți din mărginime. Însă l-am cunoscut și pe Mircea Eliade și discutând cu Mircea Eliade am constatat că el, care se zicea totuși ortodox, când scria istoria religiilor, spunea că o scrie în agnostic, fiindcă altfel n-ar fi decât un oarecare hagiograf. Deci, ca să fie clar pentru telespectatori, agnostic înseamnă nici credincios, nici ateu. Noi avem nu, asta două, înseamnă... Nu e, cele două astea, polarități. Astea este o dicotomie arbitrară. Agnostic este altceva. Un agnostic este cel care recunoaște că creierul uman are limite și că deci aceste limite nu pot fi depășite, deci nu poți ajunge la absolut.
singura cunoaștere este cunoașterea științifică, dar asta este o cunoaștere relativă care nu poate răspunde la întrebările fundamentale cele mai simple. De pildă, de ce este ceva mai bine decât nimic? Nimeni nu poate răspunde la astfel de întrebări, iar a răspunde că este un Dumnezeu, un drac, Buddha sau altceva este cu totul iluzoriu, fiindcă asta ar putea rezolva toate problemele fără să se rezolve pe el însuși. Păi asta e definiția agnosticului. Eu am lucrat în Coreea de Sud, marea majoritate a populației este agnostic. Agnostic înseamnă cel care este convins că nu poate da răspuns la întrebarea există sau nu există Dumnezeu. Cu altfel spus, nu are nici certitudinea ateului, dar nici certitudinea credincioșului. Asta e o întrebare deja limitativă, fiindcă agnosticul nu poate să răspundă la multe alte întrebări, de pildă. Dar e o dilemă filozofică asta. Da, dar una dintre. Da, una dintre, că dumneavoastră sunteți la curent cu multe alte dileme. Respectatorii noștri au auzit că dumneavoastră sunteți un mare specialist în teoria evoluției. Ce a însemnat această teorie evoluției? La noi se pare că în unele școli nu se prea mai învață așa ceva. Păi probabil că ar fi trebuit, ca să fiu pe placul demagogiilor de aici sau de dincolo, din răsărit, din apus, din nord, din sud, să nu aduc o nouă teorie a evoluției pentru care sunt în dicționarele universale dintre savanții români numai eu și Racoviță, Emil Racoviță, ar fi trebuit să le aduc o nouă teorie evoluției. Că și involuția există, nu? Evoluția există și în biologie, există și în filozofie, există și în politică, și în viața socială. De pildă, animalele cavernicole din caverne cu care s-a ocupat Emil Racoviță sau parazitele, teniile, de pildă, sunt niște involuții. Însă teoria evoluției este o teorie selectivă, cel mai cunoscut este Darwin, cel mai cunoscut elaborator și difuzor al teoriei evoluției rămâne Charles Darwin, care a vorbit despre o evoluție selectivă și despre selecția naturală. La aceasta, în teoria sinergică a evoluției pe care am adăugat-o, am adăugat și selecția multipolară, adică selecția a toate nivelele, la toate etajele viului, de la moleculă până la, deci la patrimoniu ereditar, până la om, până la biosferă și la toate celelalte încrengături ale viului, și teoria aceasta sinergică se extinde și la viața socială, politică, culturală, științifică. Bineînțeles că într-un mod diferențiat. Dacă considerați că omul este superior celorlalte organisme, care de multe ori nu este cu totul adevărat. Morala nu vine din cărțile dogmatice, morala vine din lumea animală și anume de la cimpanzeii bonobo, care preferă să facă amor, nu război. În timp ce oamenii de obicei fac război și prin amor în război, precum știți, să înțelege violul. Din punctul acesta de vedere, morala maimuțelor și planeta maimuțelor poate apărea superioară. Deci nu știu dacă omul este ființa cea mai evoluată, deși după anumite criterii s-ar putea afirma. E bine, dacă este omul superior altor specii biologice din anumite puncte de vedere cu care am putea fi de acord, este clar că în evoluție este o linie ascendentă, însă nu este o linie, nu este ceva linear, este o evoluție, să zicem, în tufișuri, iar prin mutații aleatoare, prin mutații ereditare întâmplătoare și prin selecția lor. La selecția ordinară am adăugat și selecția la nivelul patrimoniului ereditar, adică la nivel genetic, și asta a făcut ca teoria sinergică a evoluției să fie în primul rând o teorie biologică, dar prin extensiune la nivelul cultural și politic și social și filozofic și științific devine o teorie generală. Deci ați înțeles că este vorba de teoria sinergică
particulară aplicată la biologie și de o teorie sinergică generală care este aplicată nu numai la lumea vie, dar și la evoluție în general. Bineînțeles că în anumite domenii nu se poate vorbi de o evoluție în sensul progresiv, cum este vorba de pildă în știință. Știința, grație tehnicii, a evoluat din antichitate. A fost involuția din Evul Mediu, datorită dogmatismului iudeo-creștin și musulman, a fost o involuție, dar după renaștere știința evident a evoluat. Însă nu același lucru s-ar putea spune în artă. De pildă când vedeți grafitiile, adică zgârieturile de pe zidurile Parisului sau de pe zidurile Bucureștiului sau chiar unele picturi moderne, puteți să spuneți că este o involuție față de arta cavernelor, la Lascaux, în grota de la Lascaux sau în alte grote care țin de vreo 20 sau de 30 de mii de ani, apar astfel de desene care întrec în splendoare unele din desenele celor mai celebri și mai geniali pictori ai umanității. Dar ele fac să trăiască atâția oameni. Am văzut în Franța o industrie întreagă care nu se ocupă de curățirea imobililor care au fost împlute de grafitină. La noi în România încă n-avem așa ceva, dar o să avem probabil. Într-un fel mă mir, fiindcă am văzut deja grafitii când am trecut de la Casa Universitarilor pe un perete. A, noi le lăsăm așa cum sunt, că e frumos, fac parte din decor. Acolo, să zicem așa. Scuzați-mă, profesor, avem o mare problemă cu selecția. Selecția selecționatorilor în universități, pe plan politic, cu selecția produselor ca și consumator, cu selecția oamenilor. Teoria dumneavoastră, selecția asta multipolară, ne poate ajuta ca să cernem? Bineînțeles că teoria sinergică a evoluției poate să ajute și din punct de vedere politic, social și filozofic. Dar trebuie bine înțeleasă și mai ales bine aplicată. Fiindcă altfel se ajunge la o involuție sau o selecție multipolară inversă, negativă. De ce? Fiindcă pretutindeni există curba lui Gauss a distribuției probabilităților, în care majoritatea e mediocritatea, să zicem mijlocia, să spun. E bine, prin educație, prin școală, prin universitate, prin consum în toate domeniile, ar trebui ajutată educația ca să se meargă către ce este mai bine în lume, nu către ce este mai rău. Dar pentru asta s-ar impune un singur lucru, o selecție adevărată a selecționatorilor. A susținut asta în conferința noastră de la Biblioteca Pedagogică în 2004. Am susținut-o și în mai multe cărți, mai ales într-o carte care este aici, a Universității Vașfol, Les Sacre de la Republică, care văd că nu este tradusă în România, probabil că ar deranja pe mulți într-un fel, fiindcă prin ricoșe ce a spus și din Universitatea franceză și occidentală, s-ar potrivi și mai bine țării românești, care și din punctul acesta al selecții negative, academice și universitare, aspar norma. Îmi permite să traduc titlul. Universitatea Vaca Nebune și Sacra Republicii. E vorba de Republica Franceză. Deci problemele din educație care există la ei, există și la noi și în alte state, nu? Bineînțeles. A scris-o cu deosebită rigoare științifică această carte și cu vigoare pamfletară. Știu că a fost foarte bine primită de oamenii din mediul universitar, mai ales francez, însă la noi nu s-a tradus încă în limba română. De ce oare? De ce? Fiindcă probabil că ar arăta și mai clar că în multe universități, ca și în academie, multe broaște se umflă în boi și s-ar dezufla probabil citind astfel de cărți. Adică dacă publicul a luat cunoștință de astfel de critică, mulți boi s-ar dezufla în broaștele de origine. Asta ați avansat o soluție în această carte privind remedierea situației de universitățile franceze. Era vorba de crearea unor centre de selecție multipolară concurențială. Poate explicați telespectatorilor. Iată, asta s-ar putea grefa pe o concepție generală care s-ar putea aplica în toate domeniile, de la consumația materială la consumația intelectuală la care ne referim. Este vorba de selecția selecționatorilor care se aplică într-un mod diferențiat în funcție de mediile respective. Dar problema asta este problema mediului. S-a înțeles greșit
și o aserțiune a darwinismului. S-a înțeles că biruiește cel mai bun sau cel mai strălucit. Sau cel mai... Nu e adevărat. Biruiește în lupta, în struggle for life, cum spune Darwin. În lupta pentru existență, biruie cel mai adaptat la un anumit mediu. Deci condiția supraviețuirii este adaptare, asta să știi. Ori dacă mediul este inferior, este natural că cei care sunt selecționați sunt inferiori după potrozul, adică după calapodul mediului, să spunem așa. De pildă, n-aș vrea să vă dau exemplu, dar aș putea să vă dau din multe domenii. De pildă, vedeți cine este acum vicepreședinte la Academia Română în domeniul biologiei și agronomiei, post care altă dată a fost ocupat de strălucitul meu profesor și prieten, academicianul George Ionescu Șișești. Vedeți cine este la critică acum, la așa zisii critici de la Academie sau de altundeva, nici n-ar merita să-i citești, nu știu cum se cheamă, Eugen Simion sau altfel, alții, în raport cu cei pe care i-am cunoscut și personal, George Călinescu, Tudor Vianu, care aveau fiecare păcatele lui. Nimeni nu e perfect, însă care avea o altă valoare științifică și o altă valoare filozofică, să spunem așa. Deci dacă mediul este inferior, dacă tragi în jos, ajungi să se spună, cum se spunea altădată, într-o anecdotă sau într-un banc de pe vremea dictaturii comuniste, dar parcă mai rămâne și mai adevărat în demagogia capitalistă din Occident, din Orient și, bineînțeles, din România. Zic, bancul vine din România, să știți. Cineva s-a dus pe lume lui Dante Alighieri în infern. Știți că Dante a scris o trilogie, Infernul, Paradisul și Purgatoriu. L-am citit din copilărie, Infernul era superb, Paradisul și Purgatoriu sunt mediocre, fiindcă n-a avut exemplu, în timp ce pentru Infern a avut exemplu lumea asta josnică. E bine, cineva s-a dus pe drumele lui Dante în infern și a văzut că toate cazanele erau păzite de draci. Când voia cineva să fugă, îi dădeau cu lopata la cap și cădea în cazan. Un singur cazan nepăzit. Dom'le, ce-i cu cazanul ăsta? Păi ăstea sunt cei de la universitate, de la academie, din cercetarea științifică. Când se ridică unul, îl tragă îi lanț de picioare. Asta este selecția negativă care se face la Academia Română, la universități, aici, în Franța sau altundeva. Or, de ce? Fiindcă fiecare grup secretă mediocritatea. Personalitățile excepționale sunt puține și, cum spunea tovarășul într-o poezie, Mihai Eminescu, nu lumina ce în lume ai revărsat-o, ci păcatele și vina, toate relele ce sunt într-un mod fatal legate de o mână de pământ, mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit. Dacă ați observat ce se prezintă de obicei la radio, la televiziune, este nu valoarea științifică sau culturală sau poezia care a dispărut călcată în copitele boului de aur. Ceea ce se prezintă este scandalul vieții, un miliardar corupt, politicieni incapabili și corupți, academicieni mediocri, profesori de universitate care abia știu să vorbească sau să scrie. Din punctul ăsta de vedere, selecția negativă a năvălit nu atât din dorința unora, ci din demagogia generală, adică cei care vor să fie sus politic, ca viclenii de sus, se bazează pe prostia celor de jos, adică celor care se lasă înșelați de făgăduielile lor mincinoase. Asta s-ar numi în comerț înșelăciune pe marfă. Gândiți-vă în toate țările, luați-l de la Washington, la Londra, la în Paris, în București, în Moscova, în Pekin, ce se promite înainte de alegeri și ce se ține. Dacă pui pe două coloane contabile, asta se numește înșelăciune pe marfă. Adică promiți și nu ții, fiindcă nu este o adevărată separare și o adevărată un adevărat control al puterilor pe parcurs, deci nimeni nu poate controla că n-ai ținut ce ai făgăduit ca să fii destituit pe parcurs. Deci, din punctul ăsta de vedere, este o demagogie polițistă, oligarhică și plutocratică, care se dă pretutinde în drept democrație, ceea ce nu există nicăieri. Cum zicea Caragiale, asta se potrivește și democrației.
care e o demagogie. Iar noi ce aclamăm? Munca, travaliu, care nu se face în țara noastră. Ce aclamăm? Democrația, care nu există nicăieri și pe care armele vânzătorilor de moarte, de la criminalul de război Bush, la criminalul de război Sarkozy, Bernard, Levy, Cameron și ceilalți, l-au impus unul în Irak într-un război criminal care a răspândit terorismul, alții în războiul din Libia cu care au răspândit terorismul în Mali și în Africa subsahariană. Deci din punctul ăsta de vedere, dacă vrei selecții negative politice, iată-le selecții negative politice. Iar din punct de vedere științific, dacă vrei selecție negativă, dar am descris-o, sunt citat de altfel în toate manualele din Franța, ba câteodată și din greșeală, probabil și în România, este exemplu celebru al afacerii Lysenko, biologul favorit al lui Stalin, care spunea că grâul se transformă în orz, secara în buruieni, o vacă sovietică se transformă într-o specie superioară, așteptând omul nou comunist. Dar asta nu este o glumă, cum s-ar părea, de prost gust. S-au distrus laboratoarele de genetică și biologie în Rusia din 35 până în 65 și în așa zisele democrații populare din 1948 la 65. Laboratorul meu a fost de 3 ori distrus din pricină că n-am susținut ce am criticat în prima carte publicată critică împotriva lui Lysenko în toate țările lagărului comunist, într-o carte de biologie genetică și ameliorare scrisă în colaborare cu Bogdan Stugăr și publicată la editura didactică și pedagogică în 69, după ani de la cenzură și după ce s-au trecut unele citate. Dar francezii l-au adoptaseră pe Lysenko, nu? Dumneavoastră le-ați deschis ochii. Francezii, nu geneticienii francezi, dar în cercurile progresiste și comuniste, afacerea Lysenko, cel puțin între anii 48 și 56, era în vogă și și acolo, ca și în țara românească, dacă vreți, vi citez, au fost biologi ca Bodnariu, care au scris tot așa de la Academia Română, sau nu știu cum îi spune, care au scris cărți rușinoase în epoca respectivă despre Lysenko, au fost și alții care au scris cărți și mai rușinoase, mă rog, despre afacerea Lysenko în România, mă rog, au fost persecuții și dări afară, în Rusia au fost și asasinate, Vavilov, cel mai celebru biolog sovietic, a fost asasinat în 43 într-o închisoare fără lumină. Trebuie să luăm o pauză pentru că e ora de pauză și continuăm după aceea, da? D'accord. Mulțumesc. O pauză, vă rog, pentru publicitate. O nouă atitudine. Intră acum pe www.iatitudine.eu. Dar ce ați făcut? Nimic, abia l-am cumpărat. Ați pus și degetele pe ecran și axipildul ăsta. 3 milioane și e ca nou. Glumiți. Știți cine sunt eu? Sunt cetățean european și am drepturi. Dacă produsul cumpărat nu funcționează cum trebuie, ai dreptul la reparație gratuită sau să primești altul în loc. E dreptul tău. Acționează! Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit. Ajută-ne să ajutăm! Protejează mediul fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit în campanii de protecție a mediului. Știți unde mă găsiți. Mulțumim. M-ați chemat? Da, în pachet scria că avem aer condiționat și... A, am uitat. Poftiți. Glumiți. Știți cine suntem noi?
Suntem cetățeni europeni și avem drepturi. Dacă pachetul turistic nu corespunde ofertei inițiale, ai dreptul să ceri respectarea acesteia sau despăgubiri. E dreptul tău. Acționează. Salvează o viață fără să faci efort. Intră acum pe www.iaatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit pentru campanii de prevenire a abandonului și abuzului copiilor. O nouă atitudine. Ajută un copil fără să faci efort. Intră acum pe www.iaatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit în campanii de educare. Reluăm pasionanta discuție cu domnul profesor Denis Buican de la Universitatea Paris 10 din Franța. Avem deja două comentarii pe chat. Domnul Mădălin zice, Planeta Maimuțelor spunea mult adevăr. Sunteți de acord? Bine, și cartea și seria de film. Bineînțeles, eu cred că considerând și umorul negru, nu al planetelor maimuțelor, filmele pe care le-am văzut și cartea sunt oarecum de un realism sui generis. Din punctul ăsta de vedere, morala maimuțelor, ca și tuturor celorlalte specii animale, este superioară moralii dogmatice, religioase sau nu a speciei umane, fiindcă după cât știu, nicio specie biologică n-a făcut un genocid sau un autogenocid precum au făcut genocidul de clasă Lenin, Stalin, Mao Zedong, Pol Pot, care a omorât sute de milioane de oameni în gulag, și nici genocidul de rasă lui Hitler. Deci e adevărat că morala altor specii animale, morala instinctivă altor specii animale apare superioară, așa zisei, morale religioase sau laice a speciei umane. Un alt spectator, Marta, a scris, felicitări pentru domnul invitat. Și eu sunt de acord cu Mădălin, a fost o carte de excepție. Filmele nu le-am văzut. N-ar mai fi nimic de comentat. Domnule profesor, în 69 descindeați în Franța. Cum era Franța atunci, în anii 70, cum este ea acum după 40 de ani? A trăit atâția ani, 44 de ani în Franța. Cum a evoluat Franța? Noi, pentru noi a rămas încă, pentru mulți care n-au vizitat-o, n-au ajuns acolo, a rămas un ideal, o lumină. Bineînțeles că Franța are o altă cultură mai veche, este și normal, fiindcă știți că în secolul al XVIII-lea și demografia, așa a spus cuvântul, Franța avea vreo 20 de milioane, România nu știu dacă avea toate cele trei principate, dacă aveau 2 milioane și ar fi fost mult. Deci demografic Franța a fost întotdeauna o mare putere și era și o altă cultură tradițională. România are circumstanțe atenuante pentru turpitudinile sale, care nu trebuie însă scuzate. Este o țară, cum spunea cronicarul, dacă nu mă înșel, Grigore Ureche, așezată în calea tuturor răutăților. Aici se luptau toate țările creștine, ca Rusia, Austria, Ungaria, cu islamice, ca Turcia. Deci era tactica pământului pârjolit. A fost dictatura comunistă, după aceea demagogia postcomunistă, capitalistă, cu turpitudinile sale, însă aici ar trebui spus totuși un lucru. Aș putea scrie o carte, dacă mi-o cereți, dar nimeni nu mi-o cere. Poate vă cere. Fiindcă spiritul critic deranjează și Parisul, nu, și Bucureștiul, nu, și Moscova. Aici nu deranjează, Astfel, e foarte bine venit spiritul. E bine, aș putea să scriu o carte, să spun efectele fără cauze. Adică să vorbește mereu dictatură comunistă, dar nu să spune cauza, care este complicitatea vodka-cola, adică complicitatea Roosevelt-Stalin și Churchill și de Gaulle, care dacă se crede biruitor, dacă România ar vrea să fie competitivă din punctul ăsta de vedere și n-ar fi lașitatea de ei sau din alte țări de așa zise democrații populare, cred că ar trebui făcut un proces după bunul exemplu al evreilor, un proces împotriva Rusiei, Statelor Unite, Marii Britanie și Franții, dacă se consideră biruitoare în cel de-al doilea război mondial, fiindcă complicitatea vodka-cola, datorită mai ales al lui Roosevelt
și Stalin a permis armatei roșii să ajungă până la Berlin și să impună pe baionetele armatei roșii dictatura comunistă. În alte cauze, să vorbește așa despre efecte, să zic. Da, efecte, dictatură, dar pe ce baionete a stat dictatura? Nu pe complicitatea occidentală, orientală, Statele Unite, Rusia? Aici este, sau de pildă acum, să vorbești, ați auzit despre Coreea, paralela 38. Dar paralela 38 ce este? Un rezultat al complicității vodka-cola, Roosevelt-Stalin. Era în 43, atunci s-a stabilit. Nu? Paralela 38. Pe de-aia zic, adică nu se ajunge la cauze. Ce zice, să aveți curajul să publicați în Țara Fostă Românească, pardon, Românească vreau să spun, o carte, efecte, fără cauze. De ce nu? Vă rog să o scrieți și o publicăm neapărat. Nu știu dacă aveți curajul. Dumneavoastră ați mai scris două cărți care au mare succes în Franța. Una se numește Dracula și avatarurile sale, de la Vlad Țepeș la Stalin și Ceaușescu. Ce mesaj a ajuns să transmiteți? Cartea a fost tradusă și în România, dar văd că n-a avut mare răsunet. Nu știu de ce, probabil fiindcă a fost prea critic în problemele lui Stalin, fiindcă în subtitlu ați văzut că este de la Vlad Țepeș la Stalin și Ceaușescu, unde am vorbit deja despre complicitatea vodka-cola, care sigur că deranjează pe politicienii de pretutindeni. Or, cartea respectivă aduce lucruri noi în politica internațională, lucruri noi pe care le aduc și în cartea pe care o vedeți de memorii, Viață sfârtecată între răsărit și apus, care a fost scrisă direct în românește și publicată în 2007 la editura CD Press. Cartea ar fi trebuit să fie tradusă și în Occident, până acum văd că n-a tradus-o în nimeni, deși a fost prezentată în cărți de istoria României publicate la mari ediții Perrin, de pildă, de către istoricul Traian Sandu, a fost prezentată și de către istoricul Cédric Grimoux în diferite reviste, însă, din punctul ăsta de vedere, văd că și Occidentul și Orientul fug de adevăr, ca să vorbesc vulgar, ca dracul de tămâie, dacă am crede în existența răului ca drac. Răul cred că există în speciile biologice care se sfâșie între ei și n-au nevoie de ajutorul niciunui Skaraoski. A mai fost o carte, Metamorfozele lui Dracula, publicată în 93 la Paris. Ce mesaj a ajuns să transmiteți cu această carte? Aici am vrut să arăt în legendă, am adus și lucruri noi, adică am explicat faptul că, pentru prima dată în istorie, poate, în prima carte am vorbit și despre genocidul de clasă. Am utilizat pentru prima dată apelativul genocidul de clasă, care după aceea a fost luat de Stefan Courtois în Dosarul negru al comunismului, fără să spună originea, însă a cărții pe care el o cunoștea, fiindcă a vorbit despre acest lucru. În cartea cealaltă am subliniat mitologia și am arătat iarăși și în cele două cărți cum oameni de o inteligență relativ superioară, ca Lenin, Stalin, Mao Zedong, Hitler, Pol Pot și alții, au putut să devină mari criminali ai istoriei. De ce? Am arătat că este o corelație negativă între neocortex, neocortexul fiind ordinatorul, nu-i așa? Gândirea logică și creierul reptilian. Adică pulsiunile care ies din creierul reptilian au făcut ca, mă rog, să fie oameni destul de inteligenți și în același timp criminali care câteodată să facă crime chiar împotriva intereselor lor politice. De ce? Fiindcă creierul lor reptilian îi crea ca prădători, un fel de sadici prădători. În decembrie 89 erați în Franța, când noi aveam așa zisa revoluție. Dumneavoastră cum ați trăit acolo? Păi am și vorbit la televiziunea franceză cu prilejul ăsta, a fost invitat de mai multe ori, că și acolo ești invitat numai când este o ocazie. Altfel știința și acolo e delăsată, poate nu chiar ca în România, dar totuși
E clar, după părerea mea, că a fost o lovitură de stat și că dictatura comunistă a fost înlocuită de o demagogie capitalistă sau postcomunistă. Într-o discuție pomeneați de faptul că n-ați văzut nicăieri o democrație veritabilă. O democrație veritabilă nu există nicăieri, există demagogii la diferite grade care încearcă să apropie democrație. De ce? Fiindcă să confundă demagogic democrația numai cu alegeri libere și pluraliste. Asta este o condiție sine qua non, dar nu suficientă. Ar trebui să fie adăugat, ar trebui să fie adăugat la asta și o adevărată separare și un adevărat control reciproc al puterilor care nu există nicăieri. De pildă, chiar dacă judecătorul n-ar fi corupt și prost, sunt judecători care pot fi și cinstiți și inteligenți. Eu sper că există chiar și în România, există, nu? Există. E bine, chiar dacă ar fi cinstit judecătorul și inteligent, prin cine anchetează? Direct, pe teren, prin poliție și jandarmerie, dar ăstea țin de executiv. Deci cine plătește comandă? Dacă aduci probe false și s-au adus și în timpul comunismului și încă timpul capitalismului, a fost și în Franța afacerea Dreyfus și alte afaceri, cum știți, dacă aduci probe false, este evident că judecătorul chiar inteligent și cinstit nu poate. Deci nu e o adevărată separare a puterilor și un adevărat control al puterilor pe parcurs, fiindcă altfel după 5 ani sau după 7 ani, depinde, când alegi un președinte sau un guvern, alegi pe cel care promite mai mult și care ține mai puțin. Problema este dacă s-ar putea face practic un astfel de control pe parcurs, dar dacă nu, să nu se vorbească în democrație adevărate. Să se spune că e vorba de demagogii polițiste, oligarhice și plutocratice care ar trebui să evolueze selectiv într-o selecție multipolară către democrație, fiindcă altfel se demonetizează chiar numele de democrație. Păi Bush n-a fost ales democratic prima dată după trișeriile din Florida. A fost ales de Curtea Supremă Americană, unde cei mai mulți judecători erau numiți de Reagan și de Bush tatăl, deci conservator, din partea lui, să spunem așa. Dumneavoastră trăiți în Franța de 44 de ani. Ce mai reprezintă valorile Revoluției franceze? Egalitate, libertate, fraternitate? Și asta este ceva pe care ar trebui să-l criticăm. Cum am spus în plin curs la Universitatea din Paris, ca și în cursurile la care am fost invitat la Collège de France, si les révolutions sont justifiées par le passé, sont condamnées par l'avenir. Dacă revoluțiile sunt justificate de trecut, ele sunt condamnate de viitor. Adică Revoluția franceză și chiar cea sovietică, erau justificate Revoluția franceză de despotismul regal, de privilegiile aristocratice, Revoluția sovietică de despotismul țarist, de crimele țarismului, etc. Dar, de obicei, cum să spun, stăpânii noi erau încă și mai duri. Vă mulțumim foarte mult. Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor.